Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la emisiunea cu informații necenzurate din întreaga lume. Tema de astăzi este politica de familie nedorită de mame. Un studiu amplu realizat la cererea Comisiei Europene, în rândul la 11.000 de mame din întreaga Europa, arată că mai mult de jumătate dintre mamele cu copii foarte mici doresc să se dedice în totalitate întreaga zi copiilor. Și aceasta, indiferent de profesie, grad de educație sau naționalitate. Mamele sunt pregătite să-și rea activitatea când copiii sunt cât mai aproape de vârsta școlară, cam cu trei ani înainte de începerea școlii. Iar atunci se preferă programul de muncă redus. Dar politica actuală a familiei rămâne îndreptată spre cariera femeilor și externalizarea educației copiilor. Astfel, politica ignoră necesitățile familiei și devine chiar ostila acesteia. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!